20 de copii au pictat icoane în lemn și în sticlă în tabăra de creație de la Arnota. Apoi și-au expus lucrările, reușind să impresioneze întreaga asistență. Micuții pictori recunosc că nu le-a fost deloc ușor, dar se bucură de cele 70 de icoane care au ieșit din mâinile lor. Am făcut Sfântul Mihail, care este și numele meu, și ele am făcut, și Maria. Maria singură. A fost greu? Bineînțeles că la început am avut emoții, dar apoi m-am învățat și este ușor acum. Ne uităm pe niște fișe trase la Xerox și de acolo facem un creion. Pictor ne mai și ajută cât poate, nu foarte mult. Mult ne lasă pe noi și așa mai facem conturul feței. Expoziția a mai fost prezentată la Arhiepiscopia Râmnicului, dar și în capitala Greciei, Atena, în cadrul unui schimb de experiență. Lucrările vor putea fi admirate încă o săptămână la prefectura Vâlcea, intrarea fiind evident gratuită. A fost o expoziție deosebită. În primul rând, trebuie să-i mulțumesc din suflet în albra Sfințitului Varsanufie pentru bunătatea pe care ne-a acordat-o și mă gândesc aici la realizarea taberei pe care am avut-o prima ediție în acest an, în septembrie, tabăra de iconografie, și iată rezultatul. Ceea ce s-a întâmplat astăzi demonstrează faptul că un profesor, un proiect bine articulat și niște copii talentați pot să ne scoată din starea în care suntem printr-o expoziție extraordinară. A fost un moment înălțător. E o continuare a unui gen de activități pe care l-am inaugurat în urmă cu câteva luni de zile. Atunci am spus o seară de cultură la prefectură. Acum l-am modificat un pic pentru că fiind în timpul zilei, a trebuit să zic o zi de cultură la prefectură. Evenimentul a fost organizat de prefectura Vâlcea în parteneriat cu Școala Populară de Artă și Meserii, Arhiepiscopia Râmnicului și Uniunea Artiștilor Plastici din Vâlcea, cu binecuvântarea înaltpreasfințitului Varsanufie, episcopul Râmnicului.